E ceva totuși încă n-am mers, nu-mi dau seama ce n-am mers. Deci, cum vă spun, am făcut reportajul ăsta, bun, cu, deci situația extraordinară din 1966, deci au fost sigur 100 de morți încărcați în mașini pe aici și, bineînțeles, urma masacrul ăsta gigantic și ar fi trebuit să fie aici. Aici, deci, nu este cultura aici, deci este o populație neaicoață și ticăloasă care s-a opus puterii sovietice, Marii Revoluții Roșii. Și bineînțeles, l-am întrebat ce este, ce hărți sunt, deci erau două cetăți mai vestite, Cafa și Mangopul, deci cetățile genoveze. Ar fi fost și înainte niște cetăți pe acolo și bineînțeles, sigur mai sunt cetăți și pe aici, i-am spus. Și am pornit pe linia țărmului și evident, asta este ceva extraordinar, deci s-au descoperit acolo, deci eu sunt descoperitorul Histrii și a Calatisului, deci trebuie să te uiți așa. Erau dealurile astea cu pradă, pus de vânt, nu era încă cercetat și evident că la bază, jos, se vede stratul ăla, care nu-i de scoi, ci este un strat de pietri. Deci trebuie forat aici, sunt vreo 20 de metri de depuneri. Pe la Calatis este tot așa, vreo 18 metri, pe aici la Constanța, deci în centru. Și este și în zona aia, deci nu sunt în scenări, că după aia sunt scenări turci, că turci și-au bătut joc de greci, ba, au făcut comuniști în 51, nu, sunt cetăți, evident. Dar sunt Cafa și Mangopul în nord, evident că trebuie să niște cetăți și aici. Și așa se descoperă astea, că după aia s-a pus tot un sistem de protecție, Vasile Pârvan, și sunt și mai în nord, deci evident că Bizanțul ăsta, care nu era acolo, era mai, o leacă mai sus, să spunem, trebuia să aibă un sistem formidabil de apărare în nord, lucruri destul de simple. Și ele sunt descoperite și, bineînțeles, începe excavațiile acolo. Și se găsește, deci, un șir întreg de localități, una chiar căzuse mult timp după căderea Bizanțului.